Bun găsit, doamnelor și domnilor, la Jurnal de Reghin. Iată care sunt știrile. Producătorul reghinean de utilaje forestiere și agricole este prezent la cel mai important târg agricol din România, Indagra 2016. Și-a deschis porțile la București în 2 noiembrie și își așteaptă vizitatorii până duminică 6 noiembrie. Alături de fabrica din Reghin este prezentă și compania de piese de schimb, ce deține pachetul majoritar de acțiuni al renumitului producător de tractoare. Seria expozițiilor importante la care se promovează utilajele agricole produse la Reghin continuă în această perioadă cu cel mai mare târg de profil din țara noastră, Indagra 2016, acolo unde fabrica din Reghin este nelipsită de ani de zile. De această dată are două standuri alături de compania de piese de schimb ce deține pachetul său majoritar de acțiuni. Târgul s-a deschis miercuri 2 noiembrie la Romexpo București și își așteaptă vizitatorii până duminică. Este Indagra, ca în fiecare an, cel mai important târg din România. Vom fi prezenți cu două ștanduri. Anul acesta o să mergem cu ștanduri independente IRUM și alt ștand MaviProd. Deci va fi al 15-lea târg la care participăm anul ăsta. Aici vorbim de târguri interne și internaționale. Expozanții promit, ca și în anii precedenți, să vină în întâmpinarea fermierilor și nu numai cu cele mai proaspete noutăți din domeniul utilajelor sau a tehnicii agricole. Sunt sute de companii participante, între care și cei mai mari dealeri și producători de utilaje agricole. Deschiderea oficială a fost făcută de președintele Klaus Iohannis și ministrul agriculturii, fapt ce denotă importanța evenimentului, care a devenit unul internațional. Târgul Indagra este deja un târg foarte interesant și pentru oameni din afara României care participă la acest târg și se stabilesc contacte chiar și cu potențial clienți din afara României. Prezentăm cele mai reprezentative produse ale noastre, care încercăm să le promovăm cât mai bine și să avem succes în viitor cu ele. Târgul cuprinde consultanță, mașini și echipamente agricole, viticultură, tehnologii de creștere a animalelor și a păsărilor, furaje și nutrețuri, mașini și echipamente de abatorizare, tehnologii și echipamente pentru irigații, semințe, bulbi de flori, mașini agricole și totul pentru zootehnie. Pompierii mureșeni au participat la un exercițiu național de alarmare pentru verificarea capacității de reacție și de intervenție a structurilor pentru situații de urgență. Echipajele de intervenție au lucrat potrivit unui scenariu în caz de seism. Pe perioada cât au fost în misiune, aceștia au intervenit cu profesionalism în toate misiunile care le-au fost încredințate, deși au intervenit într-un raion practic necunoscut pentru ei. La întoarcerea din misiune, inspectorul șef Dorin Oltean le-a mulțumit pentru profesionalismul de care au dat dovadă. Exercițiu de alarmare pentru verificarea capacității de reacție și de intervenție a structurilor pentru situații de urgență la care au participat și pompierii mureșeni. Aceștia au revenit la sediu miercuri noaptea, fiind întâmpinați de inspectorul șef Dorin Oltean, care le-a mulțumit pentru profesionalismul de care au dat dovadă. Potrivit scenariului exercițiului Seism 2016, în dimineața zilei, în zona Vrancea s-a produs un cutremur major, cu magnitudinea de peste 7 grade Richter, care a afectat orașele București și Iași. Structurile ISU din toată țara au fost alertate și au trecut la planul roșu de intervenție, care presupune ca întreg personalul să se prezinte la unitate. Efectivele ISU din județele care nu au fost afectate de seism au plecat spre București și Iași. Pentru asigurarea intervenției în zonele afectate în sprijinul structurilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au fost mobilizate și efective ale Poliției, Jandarmeriei și ale Inspectoratului General de Aviație al MEAI. Exercițiul Seism în 2016 s-a desfășurat sub coordonarea Direcției pentru Situații de Urgență și are ca scop verificarea capacității de reacție și de intervenție a structurilor pentru situații de urgență, timpul necesar mobilizării unor capacități suplimentare, modul de implementare a procedurilor de coordonare adaptate în acest an, precum și identificarea și remedierea eventualelor deficiențe.
Isu Horea Mureș a fost alertat la ora 8:04, oră la care a fost pus în aplicare întreg lanțul de proceduri folosite în această situație. Dispozitivul de intervenție fiind constituit în întregime la ora 9:22. La ora 10:22, odată cu primirea ordinului de deplasare, întreg dispozitivul format din 146 de cadre, 18 autospeciale de intervenție și 2 autobuze ale IJJ Mureș a început deplasarea sub escorta echipajelor de la Poliția Rutieră. Este important de spus că acest exercițiu pe perioada sa nu a diminuat capacitatea de intervenție a Inspectoratului din Mureș. Ediția din acest an a Balului Bobocilor organizat de Liceul Tehnologic Petru Maior din Reghin numără 8 perechi de concurenți. Evenimentul de vineri 4 noiembrie, găzduit de Casa Municipală de Cultură Eugen Nicoară, va avea pe lângă clasicele probe de concurs pentru titlul de Miss și Mister, un show coreografic de excepție cu tematica Orientul Îndepărtat. Dar înainte de a vedea materialul, vă propun să o ascultăm pe Crina cu previziunile astrale ale zilei de vineri. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Vineri este o zi excelentă pentru a aduce ceva nou în relațiile personale, în special în viața sentimentală, în cazul în care vrem să surprindem oamenii dragi cu un cadou sau chiar cu o propunere frumoasă, acum este momentul. Dar cu mai multe amănunte, vă aștept în câteva minute la Jurnal de Astre. Elevii de la Liceul Tehnologic Petru Maior din Reghin se pregătesc de petrecere. Îndrumați de profesoarele Alina German și Adela Florea, au muncit vreme de mai bine de 2 luni pentru a pune în scenă un show coreografic de excepție la ediția din acest an a Balului Bobocilor. Tema aleasă de organizatori este una specială, menită să le pună bobocilor inteligența și priceperea la încercare. Evenimentul este găzduit de Casa Municipală de Cultură Eugen Nicoară, vineri 4 noiembrie de la ora 17. Dornic să exploreze necunoscutul, documentându-se temeinic din domeniile care îi interesează. Războinica Ioana Romanții este preocupată de păstrarea tradiției și luptă pentru transmiterea ei generațiilor următoare. Consider că unul din cele mai importante lucruri în organizarea unui astfel de eveniment, sau de ce nu cel mai important lucru, îl constituie tema evenimentului. Când am avut de ales tema balului, ne-am gândit să fie o temă care să aibă un impact major, aș putea spune, asupra publicului, să fie o temă care să ne permită să realizăm cât mai multe momente artistice și, nu în ultimul rând, să fie o temă care să ne pună în valoare atât pe noi organizatorii, cât și pe boboci. Prin urmare, am ales tema Orientul Îndepărtat, considerând că îndeplinește toate condițiile prezentate mai devreme. Balul Bobocilor de la Liceul Petru Maior a devenit un eveniment așteptat atât de elevii și cadrele acestei unități de învățământ, dar mai ales de cele 8 perechi de boboci care vor lupta pentru titlul de Miss și Mister. Avem 16 boboci, adică 8 perechi, și aș putea spune că bobocii sunt nerăbdători să ajungă în fața publicului pentru a-și arăta aptitudinile și munca depusă pe parcursul celor 2 luni de zile de pregătiri. De asemenea, aș putea spune că există o evoluție vizibilă, făcând acum o comparație între repetițiile pe care le desfășurăm la început și cele pe care le desfășurăm în momentul acesta, ceea ce este un lucru îmbucurător pentru noi. Elevii claselor a 12-a care s-au implicat în organizarea evenimentului anului pentru liceu au dorit să transmită prin intermediul Dareghin TV o serie de mulțumiri. Am vrea să le mulțumim în mod special doamnelor profesoare Alina German și Adela Florea pentru faptul că s-au implicat în organizarea acestui eveniment, pentru munca și pentru sprijinul oferit. De asemenea, am vrea să-i mulțumim lui Cristi Tomșa pentru coreografiile pe care ni le-a făcut și, nu în ultimul rând, am vrea să le mulțumim părinților și domnilor profesori pentru înțelegerea de care au dat dovadă. Sperăm să aprecieze munca și efortul și strădania, de ce nu, depusă de noi pe parcursul celor 2 luni de zile de pregătire. Maria nu se lasă mai prejos, iar ceea ce apreciază cel mai mult la oameni este sinceritatea. Melomanii reghineni au parte în acest sfârșit de săptămână de un concert cameral susținut de Quartetul Tiberius al Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș. Spectacolul va avea loc sâmbătă 5 noiembrie de la ora 18 la Casa de Cultură Eugen Nicoară. Instrumentiștii vor avea invitați un flautist din Ungaria și un interpret la oboi. Intrarea la concertul cameral este liberă. Casa de Cultură Eugen Nicoară și Primăria Reghin continuă tradiția serilor muzicii de cameră în sezonul de toamnă. Sâmbătă 5 noiembrie, ora 18, sunteți invitați să-i ascultați pe membrii Quartetului Tiberius al Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș.
Pentru reghineni, în special pentru melomanii reghineni, iubitori de muzică clasică, Casa Municipală de Cultură Eugen Nicoară continuă seria de recitaluri de muzică clasică. În această lună, Quartetul Tiberius, Quartetul de Coarde al Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș, va susține un concert cameral. Descoperit în 1994 de către profesorul David Shandor la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj, Quartetul de Coardă Tiberius s-a bucurat de sprijinul acestuia, fiind ajutat să se perfecționeze prin participarea la diferite cursuri de maestrie. Din 2008, ansamblul cameral Tiberius este quartet de stat al Filarmonicii Târgu Mureșene. De această dată vor reveni la Reghin cu invitați. Un concert deosebit, ei au mai concertat pe scena reghineană, sperăm ca și publicul să fie și de această dată număr cât mai mare prezent, pentru că merită. E, așa cum spuneam, ceva deosebit, alături de Quartetul de Coarde vor fi și doi invitați, un flautist, Balint Janos din Ungaria, și domnul Has Benzel Lauboi din Târgu Mureș. Deci un concert deosebit la care așteptăm pe toți reghinenii amatori de muzică clasică. Quartetul pregătește pentru reghineni compoziții de Mozart, Ginastera, Rachmaninov, Borne și Rossini. Intrarea la concert este liberă. Vă gândiți la concediul din vara viitoare? Acum este momentul să profitați. Agențiile de turism pun la dispoziție oferte bogate prin programul Înscrieri Timpurii, iar reducerile pot ajunge și la 30%. Aceste oferte de tip early booking sunt lansate de obicei cu 6 luni înaintea debutului sezonului estival. Turiștii care aleg acest tip de rezervare pot beneficia de reduceri substanțiale, dar și de anumite facilități. Dar înainte de a afla detaliile, vine alături de noi Andrada cu datele despre vreme. Bine v-am găsit! Vineri vom avea parte de vreme închisă în mare parte a zilei. Mercurul din termometre urcă în Reghin până la valoarea de 5 grade, iar în Târgu Mureș va ajunge până la 6. Dar cu mai multe informații ne revedem la final de jurnal. Nu v-ați gândit unde să vă petreceți concediul din vara anului viitor? Ei bine, agențiile de turism vin în sprijinul dumneavoastră cu oferte de tip early booking din toate colțurile lumii. Pachetele destinate sezonului estival 2017 sunt destinate atât pentru locațiile din România, cât și Europa sau zonele tropicale. Tot în această perioadă au apărut ofertele de early booking, rezervările timpurii pentru vara ce urmează. Avem oferte pentru toate destinațiile. România, Bulgaria, Grecia, Turcia sunt cele mai căutate, dar avem și oferte exotice, tot pentru perioada care urmează. Se poate merge în Bali, se poate merge în Maldive, Republica Dominicană, Mexic. Oferta Înscrieri Timpurii sau Early Booking asigură reduceri substanțiale din prețul de cazare oricui își rezervă și achită din timp sejurul pentru vara viitoare. Se poate beneficia de reduceri substanțiale din pachetul turistic ales. Toate ofertele au reduceri. Și reduceri însemnând 30-35% din pachetul inițial. Și avantajul turiștilor ar fi că în momentul în care fac rezervarea plătesc doar un avans, nu trebuie să achite integral până la expirarea termenului de early booking. Ofertele Înscrieri Timpurii sunt lansate toamna și se desfășoară până pe 30 mai, iar cei care doresc să își aleagă o destinație de vacanță pot achita în rate pachetul ales până la data plecării. Anul curent a adus o creștere a șomajului în județul Mureș. Se arată în raportul de activitate al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș. Numărul șomerilor a crescut din ianuarie până în septembrie, de la aproape 10.900 de șomeri până la peste 11.100 de șomeri, rata șomajului ajungând la 4,7%, același nivel cu rata șomajului din țară. În schimb, a scăzut numărul șomerilor indemnizați. Șomajul este într-o ușoară creștere în cursul acestui an, potrivit raportului de activitate pe acest an prezentat de Gheorghe Ștef, director executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, prezentare făcută în cadrul Colegiului Prefectural, miercuri 26 octombrie. Cotidianul Zi de Zi scrie că în acest an, până pe data de 30 septembrie, șomajul a înregistrat în județul Mureș o tendință în general ascendentă. La începutul anului erau înregistrați 10.880
4.164 de șomeri, iar până în septembrie cifra a ajuns la 11.124. Tot atunci, rata șomajului înregistrat era de 4,7%, adică la nivelul țării. Numărul șomerilor indemnizați a cunoscut o evoluție descendentă până în luna aprilie, ajungând în septembrie la 1.210 persoane, adică 10,88% din total. În ceea ce privește clasificarea pe sexe, rata șomajului feminin s-a situat în perioada analizată sub cea înregistrată în rândul bărbaților. Numărul șomerilor din mediul rural este lună de lună superior celor din mediul urban. În general, cei care solicită serviciile AJOFM Mureș sunt persoane cu nivel redus de pregătire, persoanele cu nivel de educație și pregătire ridicat, apelând în proporție mai mică la agenție. Gradul și capacitatea de ocupabilitate fiind mai mari în acest caz, scrie Zi de Zi, care îl citează pe directorul AJOFM Mureș. Oficialul a vorbit și despre serviciile de informare și consiliere profesională, care au rol esențial în activitatea desfășurată de serviciile publice de ocupare, de calitatea acestora depinzând în mare măsură rezultatele aplicării celorlalte tipuri de servicii de stimulare a ocupării, în special formarea profesională. Până la sfârșitul lunii septembrie au beneficiat de servicii de informare și consiliere profesionale 7.196 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, 792 fiind cuprinse la cursuri de formare profesională. Au fost angajate exclusiv 697 de persoane, ceea ce reprezintă 8,82% din totalul persoanelor ocupate prin programul de ocupare. Prin implementarea programului de la școală la viața profesională spre carieră, au fost desfășurate 21 de ședințe de informare și consiliere de grup. S-a urmărit creșterea șanselor de ocupare prin activitatea de informare și orientare profesională a elevilor din anii terminali ai învățământului preuniversitar, viitori absolvenți. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează rubrica Jurnal Plus, care vă prezintă conferința de presă susținută joi la sediul PSD Mureș de către președintele Vasile Gliga. Acesta vorbește despre situația construirii barajului de la Răstolița. Apoi urmează previziunile astrale cu Crina Casoni și datele meteo prezentate de Andrada Șerban. Eu sunt Marcela German și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Mulțumesc că ați venit din nou la conferința de presă. Aș avea cam două subiecte mai importante care vreau să le dezvolt eu, după care aștept întrebări. Mie mi se pare foarte important de a atrage atenția cu investiția de la barajul de la Răstolița. M-am preocupat personal în ultimii ani să urmăresc de ce s-a oprit, de ce probleme sunt. Și știți bine, am reușit ca în 2014 să mișc lucrurile, fiind prezent la această investiție primul ministru, doi vicepremieri și chiar s-a alocat niște bani. Între timp, iară sunt blocate investițiile pe motivul expropierii celor 360 de hectare din cuva lacului și actele sunt blocate. Am depus interpelare, de fapt întrebare primării, au întrebat la Ministerul Dezvoltării. Vasile Dâncu a fost prezent la Reghin în septembrie și am făcut demersul să vedem unde s-a oprit și am aflat că acum stau. Deci dacă până acum erau probleme la Ministerul Justiției sau Ministerul Finanțelor, acum sunt la Ministerul Mediului, care au dat un răspuns că de fapt nu știu în ce legătură sunt cu areile protejate. Și pentru un aviz sunt blocate aceste retrocederi, adică aceste fonduri pentru
ar putea proprietarii să fie despăgubiți. De aceea mi-am propus, pentru că sunt încă parlamentar și am dreptul, să depun o interpelare la ministra mediului, Cristiana Pașca Palmer, să-i cer să răspundă în scris pe ce motive întârzie și nu dau avizul. Ne-am informat aici pe plan local și e o chestie de pur formală. Șeful Agenției de Medii din Mureș spune că e vorba doar de o schimbare de proprietate în acte. Nu afectează niciun fel zona. Săptămâna viitoare cred că doamna ministru va fi chemată în Parlament să răspundă la aceste interpelări. E o investiție deosebit de importantă, începută din 89, ar avea efecte din 89 începută investiția la baraj. Sunt 27 de ani. Da. Și mai ales când problema cu apa potabilă e energie ieftină, energie verde, sunt multe, multe avantaje pentru județul Mureș, plus că e 95% realizată. Erau promisiuni în 2014 că și-au avut bani asigurați pe 2014, 40 de milioane și încă 40 de milioane pe 2015, 40 de milioane de lei și se putea da, pune în funcțiune. S-au împotmolit exact la partea asta de expropieri în Cuva, la terenului din Cuva Lacului. De cealaltă parte, pe ieri ați văzut că primul ministru Dacian Cioloș a participat la conferință alături de PNL și că de fapt s-a demascat că nu este prim-ministru tehnocrat sau guvern tehnocrat, ci este omul PNL-ul, e, cum zicea președintele Iohannis, e guvernul meu, e partidul meu, ceea ce spune clar că, de fapt, toate greșelile guvernului tehnocrat trebuie să-și le asume Partidul Național Liberal. Este un guvern care favorizează companiile străine, multinaționalele. Este clar dovedit că din 36 de companii care au depus să obțină ajutor de stat, doar 6 companii străine au primit. Dacă au zis că se ieftinesc medicamentele, de fapt s-au scumpit, pentru că distribuitorii sunt firme multinaționale. Și dacă la fabricile de medicamente, care deja contestă decizia și sunt foarte revoltați producătorii de medicamente, pentru că, într-adevăr, ei primesc bani mai puțin. Era un exemplu clar că un medicament pentru diabet de la 2,50 lei, acum e 5 lei, și că, de fapt, producătorul primește numai un leu. Diferența până la 5 lei o iau distribuitorii. Cunosc aceste lucruri pentru că deputatul Florin Buicu este președintele Comisiei în Senat și în Camera Deputaților, președintele Comisiei de Sănătate, și el chiar, după cum ați văzut, au demascat și faptul că Ministerul Sănătății are buget pe care nu l-a utilizat de sute de milioane de lei și ar avea bani. Ei tot timpul dau vina că nu sunt bani la buget. Pe de altă parte, vine președintele țării să laude că există o creștere economică de 5%, dar nu se regăsește în buzunarul românilor, nu crește salariale sau alte beneficii pentru români, ci se duc afară la multinaționale. Cam asta am vrut să dezvoltăm astăzi. Sunt multe alte greșeli ale guvernului Cioloș și sunt multe motive pentru care
sunt convins că la alegerile parlamentare Partidul Social Democrat va câștiga alegerile și pentru județul Mureș din ce în ce mai mult voi fi convins că vor fi mai mulți de 3 parlamentari pentru Partidul Social Democrat în Mureș. Cred că românii își vor da seama că singura șansă de a scăpa de un guvern tehnocrat, un guvern în favoarea străinilor, e de a obține PSD-ul o majoritate fără să fie nevoie să negocieze tot felul de alte lucruri cu alte formațiuni politice. Da. Considerați că Dacian Cioloș va preda și voi, în condițiile acestea, la o eventuală renominalizare a domniei sale PSD și dumneavoastră, cum credeți că ar trebui să se lucreze? Deci, categoric, PSD-ul nu va vota pe Dacian Cioloș. Dacă a venit ca mare specialist cu experiență de la Bruxelles, a dovedit cu totul altceva. Nu e un bun manager, nu și-a pus ministrii la lucru. Așa cum s-a aștepta o țară întreagă. Cred că e o mare dezamăgire pentru fiecare cetățean român, ceea ce au făcut ei de când sunt la guvernare. Tot mai multă lume nemulțumită dau vina că nu sunt fonduri la buget, dar pentru ca să știu că firmele multinaționale profitul afară sunt bani destui. Și prima întrebare nu mă răspunde. Dacă... Considerați că v-a trădat, pentru că fără susținerea PSD, de aceea Cioloș nu era premier astăzi. Nu m-a trădat, problema e că e dezamăgire totală. Eu nu pot să spun... A trădat PSD-ul? PSD-ul i-a dat vot. PSD-ul a luat o trădare înțeleaptă că era o criză politică. Dar prin ceea ce au făcut, eu zic că pot să se poate afirma și că a trădat. Și mai am o întrebare, dacă sunt în județul Mureș, după 11 decembrie 2015, cu cine veți face majoritatea? În județul Mureș, majoritatea e făcută. Realitatea din teren spune clar că posibilitatea de a face coaliție la județul Mureș e cea care există și astăzi. Deci mențineți alianța? Menținem. Dacă domnul Dragnea spune că exclude o alianță cu DMR după acea dată? Pentru mureșeni, pentru județul Mureș înțelept, e să rămână această alianță. Indiferent de presiune de la centru. În continuare să rămâne pe ideea Liviu Dragnea, premier? Nu a fost nici, nu s-a discutat ideea de premier Liviu Dragnea. Mai mult analiștii speculează cine e mai bine văzut și cine ar fi mai bun administrator. Dar asta nu înseamnă că zic că Liviu Dragnea nu e bun. O dovedit în conducerea partidului că e capabil să, și ca vicepremier la Ministerul Dezvoltării a derulat un program care s-a dovedit foarte viabil și, de fapt, creșterea economică care se laudă Ioanis se datorează faptului că programul de la Ministerul Dezvoltării, Ordonanța 28, a fost benefică pentru toate localitățile din țară. V-am regăsit. Berbec poate fi ziua care marchează un nou început în domeniul relațiilor importante, prin remodelarea unor dorințe și intenții, în așa fel încât să lași altora locuri care li se cuvine. Taur. Se poate vorbi despre debutul unei perioade diferite în relația de cuplu sau de parteneriat. Pe alte baze, mai solide, rezultatul depinde de ceea ce vei accepta sau vei respinge.
Gemeni. Beneficiezi de ocazia prețioasă de a pune punct unor nemulțumiri legate de serviciu sau de starea ta de sănătate, ca să le abordezi altfel de acum înainte. Rac. Se anunță noutăți în plan sentimental, bucurii sau realizări multe așteptate venite de la copii sau de pe urma fructificării unei pasiuni mai vechi. Leu. Se schimbă ceva în familie. Cineva vine, altcineva pleacă. Vestea bună este că se va păstra echilibru dacă ai avut grijă ca acesta să existe în viața familiei tale. Fecioară. Noutatea zilei vine din anturaj, printr-o invitație, o solicitare sau inițiativa unui apropiat. Este important să fii amabil și să dai dovadă de bunăvoință. Cu detalii despre următoarele 6 zodii revin imediat. Continuăm previziunile astrale pentru vineri. Balanță. Sunt șanse mari să se contureze o nouă sursă de venit sau să se concretizeze una la care lucrezi deja de mai mult timp. În felul acesta se va confirma ce îți spunea intuiția. Scorpion. Este o zi a înnoirii, dar numai de tine depinde dacă va fi o înnoire a unor dorințe mai vechi sau una reală, ca o renaștere de care cu siguranță ai mare nevoie. Săgetător. Poți descoperi diverse informații care ți-au fost ascunse sau abia acum ți se răspunde la o întrebare pe care ai pus-o în urmă cu mult timp. Capricorn. Se poate produce o schimbare importantă în cercul de prieteni sau de rude. Una care să te surprindă foarte mult. Ai avut unele bănuieli, dar tot te surprinde. Vărsător. Se anunță o schimbare în plan profesional sau în cel al imaginii. Faci un pas înainte pe plan personal și prin asta crești în ochii celorlalți. Pești. Nevoia de a-ți redefini planurile, dorințele și cele mai importante aspirații este mai mare decât de obicei și este în avantajul tău să o iei în considerare. Acestea au fost previziunile astrale pentru vineri. Sunt Crina Casoni. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Se anunță derby aproape de zona roșie a clasamentului pe municipalul din Reghin. Sâmbătă 5 noiembrie, ora 14, Avântul dispută cea de-a 11-a etapă a Ligii a 3-a contra celor de la FC Bistrița. Partida va aduce față în față ocupantele locurilor 11 și 12, considerat primul posibil retrogradabil. Reghinenii pregătiți de Vili Stoica vin după o nouă înfrângere suferită în deplasare contra nou promovatei Recolta Dorolț. Din păcate vedeți cum trec etapele, punctele nu sunt la noi și asta ne doare foarte mult. Următorul meci este cu FC Bistrița, la fel o echipă incomodă, care cu siguranță o să vină să se apere și bineînțeles că își doresc și ei să câștige cele 3 puncte. Sperăm să ne revenim cât mai repede și să câștigăm până la final toate punctele, fiindcă dacă nu, avem o problemă foarte mare. Eșecurile din ultimele etape pot fi puse și pe seama absenței din lot a unor jucători de bază, spune antrenorul. O parte dintre ei ar putea fi disponibil pentru partida de sâmbătă. Luca Paul lipsește de 4 săptămâni, da, a patra etape. Truța, cred că o să putem să ne bazăm pe el în următorul meci. Ceilalți mai puțin. Ința este operat, nu cred că o să revină, fiindcă este la pat. Murar, cu juniorul Murar Bogdan, la fel are o ruptură musculară, nici el nu poate să-și revină. Sperăm să-și revină Paul și cu Truța și atunci o să arătăm altcumva. Înaintea confruntării de sâmbătă, Avântul e pe locul 11 cu 12 puncte. Are 4 victorii și 5 înfrângeri în actuala ediție de campionat. Fluierul de start se de la ora 14. Rezultate remarcabile pentru clubul de fotbal Beschiți. În perioada 31 octombrie-3 noiembrie, clubul a participat la fazele județene a două competiții naționale cu grupele de copii născuți în 2007 și 2008. În această săptămână, o săptămână plină de fotbal, în
luni am participat cu grupa de copii născuți în 2008 la trofeul Gheorghe Ene. Micuții fotbaliști ai clubului nostru s-au descurcat admirabil, au câștigat toate cele 5 jocuri, primele 3 din grupă și pe urmă celelalte 2 pentru calificarea finală. Automat, câștigarea locului 1 asigură participarea la faza zonală a trofeului Gheorghe Ene. Cealaltă grupă a clubului reghinean a copiilor născuți în anul 2007 au participat la faza județeană a Cupei Gheorghe Ola, de unde s-au întors cu primul loc. Ieri și astăzi am participat la trofeul Gheorghe Ola cu copii născuți în 2007. Nici aceștia nu s-au lăsat mai prejos, au câștigat toate cele 5 jocuri. Astăzi chiar au surclasat pe colegii de la Kinder cu 9-1 și pe cei de la Infinity Târăveni cu 8-1. Deci, în urma acestor rezultate, avem 2 echipe calificate la faza zonală, faza la care vor participa câștigătoarele județelor Brașov, Sibiu, Covasna, Harghita și noi. Ocazie cu care, având 2 echipe calificate, de mâine o să începem să facem demersurile pentru a încerca organizarea fazei zonale la Reghin. În cadrul turneelor din această săptămână, jucătorii reghineni au fost printre remarcații organizatorilor. Astfel, trofeele pentru cel mai bun portar și cel mai bun jucător al turneelor au fost adjudecate de sportivii de la Best Kids. La copii născuți în anul 2008 am avut 2 sportivi ai clubului nostru evidențiați. Premiul de cel mai bun portar, Baba Carlos, și cel mai bun jucător al turneului, Păcurar Gabriel. Iar astăzi la trofeul Gheorghe Ola copii născuți în 2007, golgeterul turneului Florea Orațiu și cel mai bun portar Asaloș Cristian. În urma acestor rezultate, reghinenii s-au calificat la faza zonală a Cupei Gheorghe Ene, respectiv Gheorghe Ola, faze la care participă județele Mureș, Brașov, Sibiu, Harghita și Cluj. Conducerea clubului Best Kids va începe demersurile pentru ca aceste faze să se organizeze la Reghin. Bun găsit! Numele meu este Radu Crișan, sunt instructor de fitness și personal trainer. Astăzi v-am pregătit un antrenament funcțional, un antrenament sub formă de circuit. Am pregătit pentru voi 3 stații, battle rope, sandbag și un stepper. O să vă prezint 2-3 exerciții la fiecare, iar la sfârșit o să vă prezint și un mic circuit în care fiecare dintre voi îl puteți face. Battle rope-ul, eu am un battle rope lung de 9 metri, de nivel mediu, nu este nici cel mai greu, dar nici cel mai ușor. Voi începe să lucrez partea superioară, deltoizi, bicepsul și lucrează foarte mult spatele. Ok. Poziția de bază în acest exercițiu este o poziție de squat, de genoflexiune, în care nu mă duc deloc cu genunchii în față, umerii îi duc cât mai în spate, scot pieptul înainte și mă fixez aici în izometria. Se numește battle rope valuri, fac cât mai multe valuri și mențin. Încerc să păstrez poziția, să nu relaxez abdomenul, lucrează foarte mult bicepsul, lucrează foarte mult deltoizul, dar și spatele. Picioarele lucrează la fel de eficient pentru că voi sta tot timpul într-o poziție de izometrie. Privirea în față și încerc să respir în permanență. Inspir, expir. Acest exercițiu pot să-l fac și mai greu. Varianta mai grea acestui exercițiu ar fi, mă cobor în squat, revin, lucrez mult mai mult picioar, jos și sus. Pot să-l fac un jump squat, cobor jos, sus, sus, sus. E un exercițiu foarte complex, foarte greu, în care lucrează toată partea superioară a corpului, dar și picioarele. Ok, hai să lucrăm puțin umerii. Fac alternativ. Lucrez alternativ, duc un braț pe celălalt sau pot chiar și simultan, varianta mai grea, brațele în lateral, îmi activez partea laterală a deltoidului. Ok, hai să trecem direct la varianta mai grea când lucrez simultan aici. Respir, la fel, izometrie și respir. Pot să mă ridic sus sau pot să lucrez jos. Este un instrument foarte eficient care fiecare dintre voi poate să-și facă un antrenament complex, fără să ai nevoie de nimic altceva. Poți să lucrezi
acest exercițiu și cu lanci, cu fantare, pe stângul, pe dreptul, pe stângul, pe dreptul, cu fantare față, să revin, fantare față. Este foarte important niciodată să nu-mi relaxez abdomen. Ok. Următorul va fi sandbag. Eu am un sandbag de 5 kg. Dificultatea acestui exercițiu mi-l dau în funcție de greutatea sandbag-ului. Ok. O să vă dau un exercițiu, o să vă dau un exemplu, un exercițiu foarte simplu. O să încep cu fața spre voi. Îl țin deasupra la un umăr, squat and shoulder to shoulder press. Am picioare la nivelul șoldului, un pic creser în spate, în momentul în care revin, sus și îl mut. Perfect, jos și îl mut. Vă pun în lateral, să vedeți puțin poziția spatelui, a șoldurului și tot timpul abdomenul meu să fie încordat. Jos, revin, sus, jos, revin și sus. Și respir. În momentul în care cobor, inspir, sus, expir, inspir, sus, expir. Ok. E prea greu? Pot să lucrez cu sandbag-ul în brațe. Îl țin în brațe, strâng abdomenul și cobor jos și strâng fesierul. Cobor jos, strâng fesierul. Privirea în față și respir. Sau pot să-mi aleg foarte multe exerciții cu sandbag-ul, la fel. Am probleme cu spatele, încerc să evit sandbag-ul de greutate mare. Simt că corpul meu îmi cer un antrenament mai greu, pot să-mi aleg un sandbag de 10 kg, de 15, de 20, de 25 de kg, în funcție de fiecare cum puteți. Ultimul accesoriu e un stepper. La fel, stepperul este un accesoriu foarte ușor de întreținut, pot să-l am acasă, foarte ușor de depozitat, dar cu care pot să lucrez foarte, foarte multe exerciții. O să vă prezint astăzi un exercițiu complex în care va fi și puțin cardio, se numește stepper burpees and squat. Picioare la nivelul șoldului, cobor jos într-un squat, fixez palmele pe stepper, spate, revin și fac o săritură, revin jos. Oh, ok. Varianta mai simplă, pot să fac cu pas spate, revin, sus, squat. Oh, ok, hai să facem 5 repetări, dar să alegem varianta mai grea. Ok, brațele în față, jos, fixez, sus, revin. Bine, jos, fixez, abdomenul mi-e încordat, privirea mi-e orientată în față și respir. Tot timpul respirăm. Două repetări mai facem doar, jos, revin și sus. Ok, ultima, jos și sus. Ok, la sfârșit de antrenament vom face un circuit, nu o să lucrăm foarte mult, doar 10 secunde la fiecare, să vedeți cât de eficient poate fi acest antrenament sub formă de circuit. Ok, aici am ales valuri cu squat. Am valuri, squat și revin. Bun, 3, 2, 1 și încet. Doar 10 secunde și mă ridic. Jos și mă ridic. Jos și mă ridic. Încerc să fac valuri cât mai multe și cât mai mici. Să fac mișcarea cât mai sigură. Respir. Respir. 3 secunde. Bun. Hai să facem pauză 10 secunde și trecem la squat and shoulder to shoulder press. 3, 2, 1 și începe. Jos. Squat și sus. Squat și sus. Squat. Sus. Privirea în față și respir. Perfect. Între serii, scutur brațele, pot să mă hidratez. Și ultimul set, facem 10 secunde, 3-4 seturi. 3, 2, 1 și începe. Squat, burpees, revin și sus. Jos, squat, jos și sus. Două seturi, jos, burpees și sus. Ultimul fac puțin mai greu, adaug și un push. Jos, burpees, push, jos și revin. Ok, acesta a fost antrenamentul de astăzi. Vă mulțumesc și spor la treabă!
Bine v-am regăsit! Ziua de vineri vine cu vreme mohorâtă și temperaturi scăzute. Termometrele vor indica valoarea de 5 grade Celsius în Reghin, iar în Târgu Mureș vor fi 6 grade. Pentru Ludușier nu sunt estimate 5 grade Celsius. 6 vor fi în Sighișoara și la Batoș, iar în Sovata și în Stâncen vor fi 4 grade. Potrivit datelor anunțate de meteorologi și în afara județului nostru, cerul va fi acoperit de nori. În Brașov sunt prognozate 5 grade. 6 vor fi în Bistrița și la Sibiu, iar în Cluj-Napoca sunt preconizate 7 grade. Pentru Alba Iulia, termometrele vor indica valoarea de 8 grade Celsius, iar în București temperatura maximă va fi de 10 grade. Vineri noaptea, cerul va fi în mare parte lipsit de nori. În Reghin, termometrele vor indica valoarea de minus 2 grade, iar în Târgu Mureș minus 1 grad. Pe parcursul zilei de sâmbătă, soarele își va face prezența pe cer. În Reghin, maxima va fi de 10 grade, iar în Târgu Mureș sunt anunțate 11. Doamnelor și domnilor, jurnalul de vreme se încheie aici. Sunt Andrada Șerban, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!